Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini de pe autostrada Timișoara-Lugoj. Cei care se ocupă de șantier susțin că până în decembrie drumul va fi gata. Vezi apoi imagini cu ciobanul de la Herneacova care a lovit cu mașina un polițist și a fugit. Autoturismul său a fost găsit la marginea pădurii de la Herneacova. La final, vezi imagini de la un accident de circulație. Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în apropierea aeroportului din Timișoara. Autostrada Timișoara-Lugoj ar putea fi gata în decembrie. Cel puțin asta susțin cei care lucrează pe șantierul respectiv. Am fost astăzi acolo și am vorbit cu muncitorii, iar lucrările sunt extrem de avansate. Șoseaua de viteză este un adevărat furnicar, zeci de utilaje sunt în zonă, iar muncitorii povestesc că mai au de lucru doar la o porțiune de drum. Este vorba despre bucata dintre Remetea și Recaș, acolo unde mai este de lucru doar la o bucată mică de șosea. Constructorul aproape a terminat și pasajul care va traversa autostrada și va face legătura dintre Recaș și Herneacova. A fost zi plină astăzi pentru polițiștii de la rutieră care anchetează cazul ciobanului care le-a lovit un coleg cu mașina și a fugit. După ce l-au băgat pe suspect în arest ieri seară, oamenii legii l-au dus astăzi în zona pădurii de la Herneacova, acolo unde ciobanul și-a abandonat mașina. Totul s-a desfășurat sub paza mascaților de la IPJ Timiș și, mai bine de două ore, criminaliștii și polițiștii judiciariști au făcut cercetarea la fața locului. Mașina ciobanului din Herneacova a fost atinsă de două gloanțe după ce polițiștii din Recaș au tras după el. Acesta a reușit să fugă, cu toate că una dintre roți fusese nimerită de un glonț și rămăsese pe pană. Ciobanul și-a abandonat mașina la liziera pădurii de la Herneacova, la numai 5 minute distanță pe jos de casa sa. Mai mult, după ce a scăpat, suspectul a dormit o noapte în zona Bălții de la Ianova. El urmează să fie prezentat astăzi magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cum ați ajuns până la Naidăș? Pe jos. Pe jos? Și mașina unde e? În parcare. Dar de ce ați fugit? Nu am fugit. Păi și cum n-ați fugit? De ce au tras după dumneavoastră cu pistolul atunci? Eu am avut prea multe cartușe, de-aia. Am înțeles. Și pe polițist de ce l-ați lovit cu mașina? Păi de-aia că nu l-am lovit. Cum nu l-ați lovit? Deloc. Nici nu l-am batit. S-o firea să iei polițistul, nu? A fost accident de circulație la doi pași de aeroportul Timișoara. Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a dat peste cap. Șoferul, un tânăr de 23 de ani, le-a povestit polițiștilor că și-a luat privirea de la drum pentru o fracțiune de secundă, atât cât s-a uitat la frâna de mână. A fost de ajuns pentru ca autoturismul să iasă în afara părții carosabile și să se răstoarne într-un șanț. Alături de șofer era o femeie pe care acesta numai ce a luat-o de la aeroport și urma să o ducă la o conferință la o companie din Timișoara. Cei doi au fost transportați la spital, însă viața le este în afara oricărui pericol. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.